Polițiștii din cadrul serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase, precum și polițiști de investigații criminale, efectuează atât la autorizare cât și ulterior verificări privind respectarea condițiilor de deținere, păstrare, asigurare și uz de armă. În urma unui asemenea control, un bărbat în vârstă de 41 de ani din Topoloveni a rămas fără permisul de armă și fără pușca de vânătoare. În urma verificărilor, oamenii legii au sesizat faptul că acesta nu a depozitat arma în locația specificată în permisul de portarmă. Prin urmare, bărbatul a fost amendat cu suma de 2000 de lei. Totodată i-a fost anulat dreptul de deținere, port și folosirea armei, iar pușca i-a fost indisponibilizată. Potrivit legislației în vigoare, deținerea, precum și uzul de armă, indiferent de categoria din care face parte, sunt supuse regimului legal, sens în care nerespectarea acestor dispoziții atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravențională sau administrativă a persoanei vinovate. Totodată, pentru deținătorii autorizați, nerespectarea obligațiilor legale se sancționează penal sau contravențional, iar majoritatea sancțiunilor prevăd ca măsură complementară retragerea dreptului de deținere, port și folosire a armei. Deținătorii legal de arme letale sau neletale sunt obligați să păstreze armele și munițiile acestora la domiciliu sau reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau în casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Totodată, dulapurile sau casetele trebuie să fie prevăzute cu compartimente distincte, asigurate cu sistem de închidere propriu pentru păstrarea muniției separat față de arme. Orice modificare a locului de deținere trebuie anunțată în prealabil la organul de poliție competent pe raza căruia domiciliază în termen de 10 zile.